Suceava. Povestește-ne, te rog, cum a fost pasul făcut către canotaj. Am început canotajul la 14 ani, când antrenorul Despa Ioan și Avramea Vasile au venit la școala noastră. Eram în căutare de sportivi, de tineri. Nu știam nimic despre canotaj, sincer. Am învățat pe parcurs. M-au chemat la Fălticie să mă măsoare. Știu că a venit cineva din federație și ne-am măsurat din nou și după aia mi-a spus că dacă îmi doresc să fac sport, să mă, duminică seara, să mă duc la internat și să mă mut cu școala acolo. Am fost foarte încântată din prima. Da, într-adevăr, am început să cochetez cu sportul undeva prin anii 2000. Am început cu alergări, după care am început cu aruncările, pentru că antrenorul meu de atunci a făcut această probă, aruncarea ciocanului, și a crezut în mine de la bun început și chiar mi-a și zis, atunci când am mers cu părinții mei la liceu sportiv ca să mă transfer, mi-a spus că voi ajunge o mare campioană.